Caz cutremurător. O femeie de 76 de ani a fost violată de un adolescent de 15 ani. Conform știrile ProTV.ro, cel care îi putea fi nepot locuiește într-un sat învecinat și a intrat peste victima ziua în amiaza mare cu intenția de a o jefui. Pentru că nu este la prima întâlnire cu legea penală, tânărul a fost prins repede de polițiști și se află acum în arest. Localnicii din comuna Galbenu sunt șocați de cele întâmplate. Femeia de 76 de ani stă singură într-o casă de pe strada principală. Pentru că are o problemă la un picior, o vecină o îngrijește de mai bine de un an. Duminică, la prânz, i-a adus de mâncare și a discutat cu ea. Individul a intrat peste femeie în jurul orei 13. Era mascat și a cerut să-i dea banii. A găsit 1000 de lei și, nemulțumit, a bătut-o și a batjocorit-o, apoi a fugit. Agresorul are doar 15 ani, dar a avut probleme cu legea și a fost internat în mai multe centre pentru minori. De la Direcția pentru Protecția Copilului îl cunosc pe agresor și au încercat să intervină pentru a-i schimba comportamentul. Minorul va răspunde de această dată penal. El mai are 3 frați cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani care sunt în grija mamei. Victima lui a fost externată din spital, dar va avea nevoie de îngrijiri medicale și de consiliere, relatează știrile ProTV.ro.